Dacă proiectul de lege a fost lansat în dezbatere publică pe 13 iulie, care este rândul președintelui Klaus Iohannis, acesta intră în vigoare în acest fel. Orice plagiat poate renunța la doctorat obținut în banii statului, fără a se întoarce la stat. Sumă de bani. Proiectul de lege nu spune ce se întâmplă cu sumele obținute de plagiatul creșterii doctorale primite. Pentru a doua oară, Sorin Cempanu promovează în guvern un act normativ care stabilește oficial amnistia plagiatului. Prima sa acțiune a fost modificarea din 2014 a legii educației 1/2011, pentru a scăpa de primul său prim, ministru, Victor Ponta, singurul care a solicitat ulterior titlul. Document fotografic care spune în mod specific proiectul de învățământ superior 2022 lansat de Cempanu în dezbatere pe 13 iulie. Cum puteți renunța la titlul medicului? Articolul 73. Deținătorul titlului științific al medicului poate renunța la titlul obținut de un act unilateral de voință. Cereți lui Josu de doctoral scol, ne, ret. Demisia titlului în cauză, Iosud are obligația de a lua notă de titlu și este adresat instanței de litigii administrative pentru a găsi demisia medicului, cu condiția ca solicitantul să fie atașat diploma la diploma inițială, însoțită de anunțul din Gazeta Oficială cu privire la demisia medicului.